Salutare! Astăzi, la În două discuri pe trei, alături de Gabi și Valentin, vorbim despre BCE. Un articol de Adevărul zice după cum urmează. Creditorii din zona euro vor trebui să estimeze riscul cu care s-ar putea confrunta din cauza schimbărilor climatice, atât la operațiunile lor de împrumut, cât și la cele de tranzacționare. Când vor fi derulate anul viitor testele de stres, a informat luni Banca Centrală Europeană. Mai zice în articol, BCE face presiune asupra companiilor și băncilor să înțeleagă și să gestioneze amenințările climatice și posibilitatea ca firmele poluatoare să fie eliminate de pe piață. Gabi, schimbările climatice fac parte integrantă din procesul de revizuire a strategiei noastre de politică monetară, a afirmat Christine Lagarde. La ce poate să se refere ea? Păi, salutare. Se referă la faptul că vrea să crească costurile tuturor industriilor poluante. Cam asta e traducerea articolului respectiv. În primul rând, există două feluri de clienți pe care băncile urmează să le recalculeze rata de dobândă. Sunt cei poluatorii și cei care urmează să sufere costuri mari în urma schimbărilor climatice. Cei din urmă sunt în special din sudul Europei, Italia, Spania, Grecia. Și în momentul în care ai un incendiu de vegetație sau o tornadă în zona respectivă, zicem că ai niște costuri ale restaurantului sau ale firmei tale. Aceste costuri însă ar trebui nu ar trebui să fie recomandate și spuse de Christine Lagarde. Piața liberă poate să le ia în calcul foarte frumos. Nu trebuie să primească băncile private indicații de sus. Însă în ceea ce privește ceilalți poluatorii, aici lucrurile se schimbă. Aici este o intervenție o supraintervenție, cum mai a fost la noi, acciza și supraacciza, asupra industriilor poluatoare, care ard de obicei combustibili fosili. Iar aici avem următoarea problemă. Pe lângă costurile cu creditele acelea de carbon, aceste firme acum o să aibă încă un cost în plus, și anume o rată a dobânzii mai mare. Deci vor trebui să plătească dobânzi la creditele luate din ce în ce mai mari. Astfel încât ei o să împingă aceste costuri în prețul produselor și serviciilor lor, astfel încât o să avem o inflație și mai mare. Se zbate, adică și asta se suprapune, pardon, și cu dobânda mică pe care BCE, Christine Lagarde, o menține aproape de 0%, pentru că firmele și populația să ia credite, să aibă acces la credite. Cam asta este situația. Da, nu e foarte roz. Vor ei să facă niște chestii. Un alt mecanism prin care vor ei să regleze ce o să întâmple în viitor sunt niște credite, niște certificate de carbon pe care le pot schimba țările între ele. Valentin, cum stă treaba cu lucrurile astea? Da, și nu m-ar mira ca o parte din predicțiile și calculele pe care băncile de jos urmează să le împingă clienților finali și venind de la această bancă centrală să se bazeze fix pe prețurile prognosticate la aceste certificate de carbon și mai ales pe previziunea deloc, cum să spun, foarte inspirată, adică foarte reală, ci mai degrabă. Nu se numește o previziune atunci când știi scenariul de dinainte, la asta mă refer, pe știința băncii centrale despre cum vor crește aceste costuri pentru emisiile de carbon. Cred că pentru a înțelege cel mai bine acest fenomen ar trebui să ne ducem la
o cuvântare a lui, un speech al lui Bob Murphy, pe care o să-l punem linkuit jos. Dacă ați fac o mică rezumat, cum determină guvernele costurile acestor certificate, practic? Și costurile pe care ei le impun mai departe prin reglementări și tot, cum cuantifică ei toată polilogia asta. Ei bine, au existat mai mulți economiști, să le spunem, da, care s-au apucat să facă modele de forecasting. Și modelele astea de forecasting, e vorba de un model de simulare economică care ia în considerație emisiile de carbon, deci predicția pentru emisiile de carbon, ia în considerare creșterea temperaturii conform altor modele de simulare și ia în considerare și evoluția economiei mondiale. E bine, mondiale, da, și prognostichează PIB-ul la nivel mondial, determină PIB-ul pierdut. Da? Se calculează ei că, domne, dacă nu s-ar fi emis atâta carbon în atmosferă, nu ar fi crescut temperatura. Dacă nu ar fi crescut temperatura, ajunge să fie, nu s-ar fi pierdut din PIB. Adică, practic, ca să o spunem mai pe înțelesul ideii pe care o spun ei, ăștia din sudul Europei, de care vorbea Gabi, sunt mai expuși acum pentru că, nu știu, o să crească nivelul. Allegedly, o să crească nivelul apelor și toate sătucile din jurul Mediteranei nu o să mai facă turism, o să li se închidă restaurantele și hotelurile și tralala și o să piardă din PIB în felul ăsta. E bine, deci ei calculează, au calculat chestia asta la nivelul pe 100-200 de ani și așa mai departe, au zis fără carbon ar fi fost PIB-ul atât, cu carbon este PIB-ul atât. Cuantificăm diferența pe emisii și determinăm un preț pentru emiterea unei tone de dioxid de carbon în anul, nu știu cât, în anul lor de referință, 2100, să zicem. Da? Mi se pare că și zice ceva Christine Lagarde prin articol de 2100. Acum iau prețul ăla și îi stabilesc o serie de prețuri, ok, pentru anul respectiv ar fi atât, dar dacă ar fi în anul cu tare e mai puțin, dacă e în anul cu tare e mai puțin, și ajungem la prezent. Prețurile astea nu fac altceva decât să crească. De asta spuneam că nu e niciun fel de putere de prognosticare, ci ăsta e modelul pe care sunt construite. Numai că ei, atunci când se apucă să le prognosticheze, se facă nu știu chestia asta, dar decurge din definiție. E bine, cu această valoare în buzunar, se apucă legislatura, sau mai degrabă se apucă birocrații, care le fac legislatorilor temele, pentru că parlamentarii, nu vă imaginați că vin ei cu legi. Nu, au o echipă și aici când mă refer la parlamentar, mă gândesc la Parlamentul European, nu neapărat la parlamentele guvernelor naționale. Au o echipă și ăia vin și le pun o hârtie și zic, uite, du-te cu asta, am calculat, astea sunt fundamentele pentru lege și du-te și spune în parlament. Da? După cum spuneam, ei au un număr, îl bagă în lege, și decid științific, desigur, cam cât costă să emiți o tonă de dioxid de carbon și cam la ce prețuri să le apuci. După aia, aceste reglementări se face că le ia banca și le aplică mai departe. Acum, Banca Centrală Europeană nu a fost în stare să prezică inflația la nivel de euro pe acest an. Sigur o să-mi spuneți, domne, condiții speciale? Nu. În niciun an nu e capabilă să prezică inflația pe un an înainte. La moneda pe care se presupune că o gestionează. Dar trebuie să avem încredere în ei că pot să ne prezică modelul de evoluție al PIB-ului și mai ales PIB-ul pierdut peste 100 de ani.
Și aici mai e o problemă. Pe lângă asta cu banca centrală, mai este ideea ecologismului în sine, pentru că totul se întâmplă în numele să ne salvăm de schimbările climaterice. E bine, să facem o mică analogie. Un polizor, da, nu știe altceva decât să polizeze. E o unealtă. O roată nu știe altceva decât să se învârtă. Un roboțel de pe o linie de asamblare nu știe altceva decât să asambleze ce știe el să asambleze acolo. Dacă eu am o fabrică de roboței și mă interesează să-i vând, indiferent de consecințe, da, eu vreau doar să vând acești roboței, atunci am să mă apuc să spun că dacă ai o problemă cu grădina, da, e numai bun un roboțel, dar nu o să o rezolve. Ai o chiuvetă înfundată, roboțelul meu ți-o desfundă. Trebuie să dai cu lac pe parchet, să lege în copilul, să-i faci cafea. Pentru toate e numai bun roboțelul. E, dacă aș face asta, nu m-ar crede nimeni. Mai ales dacă ar ști și de unde vin roboței mei și ce erau ei desenați să facă inițial. În general, atunci când, indiferent de o problemă există, indiferent de ce natură are problema, există o singură soluție potrivită, cel care ți-o recomandă e interesat de fapt nu de rezolvarea problemei tale, ci de implementarea soluției lui și atât. În același sens, să închidem analogia, a existat un singur consens pe marginea mișcării ecologiste de-a lungul timpului și până astăzi. Da? Și nu e ăla la care vă gândiți. Carbonul din atmosferă răcea planeta și ne aducea o nouă epocă glaciară, trebuia dată mai multă putere la guvern. Se face o gaură în stratul de ozon și ardem toți de vii, trebuie dată mai multă putere la guvern. E prea cald, trebuie dată mai multă putere la guvern. E prea frig, trebuie dată mai multă putere la guvern. Vântul bate prea tare, trebuie dată mai multă putere la guvern. Avem efect de seră, trebuie dată mai multă putere la guvern. Ar trebui să fie clar pentru oricine că e scopul celor care vor să dea mai multă putere la guvern, nu este să salveze planeta de la un dezastru ecologic, ci este să dea mai multă putere la guvern. Ce mă interesează pe mine din articol este următoarea chestie. Zic ei, dacă nu sunt adoptate reglementări, iar ca rezultat dezastrele naturale devin mai frecvente și mai severe, PIB-ul regiunii ar putea scădea cu 10% până în 2100. Nu știm ce o să se descopere până atunci. Da? Okay. Comparativ cu scenariul în care guvernele acționează, avertizează BCE. Instituția apreciază că și o tranziție necontrolată de la o economie mai sustenabilă ar fi mai puțin costisitoare decât dacă nu se acționează deloc. Și ce învățăm noi de la școala austriacă? Că piața este un sistem uman extrem de complex unde se formează liber prețurile prin întâlnirea cererii cu oferta. Libertarienii sunt oameni simpli care funcționează cu principii universale și observația crucială este că fără piețe, nu găsești soluții adevărate. Găsești doar alinarea temporară a unor frustrări prin care inevitabil o să impui costuri altora, lucru care nu este corect nici juridic, nici moral și nici economic. Care va să zică, când statele intervin în piața liberă cu subvenții prin certificate verzi, mecanismul de certificate de carbon, reglementări și interdicții, toate sub acoperirea mereu a apărării sănătății publice, e și logic că băncile să reevalueze performanța afacerilor creditate. Concluzia mea este că BCE, ca parte integrantă din proiectul EU, face doar o mișcare birocratică prin care PASMITE analizează economic impactul politicilor impuse de Parlament. Dar ei sunt o jucărie financiară. Una e managementul economic, administrarea, și alta, chit că strâns legată, e partea financiară. Prin urmare, e doar o mișcare de PR din punctul meu de vedere. Se face ceva, stați liniștiți la locurile voastre. Ce se face cu adevărat, vom vedea. Și vom vedea mai târziu dacă e în interesul meu și al vostru.
în fapt, instituțiile acestea macro ar trebui cel mai rău caz să dea doar sfaturi și în cel mai bun caz să se ducă acasă și să lase oamenii în pace. Asta ar fi concluzia mea. Dacă v-a părut ceva interesant din ce ați auzit, dați like, share, subscribe la canal ca să ne auziți și pe viitor. Și esențial, dacă aveți ceva de spus sau de corectat, lăsați-ne un comentariu. Pentru Gabi Munteanu și Valentin Berceanu și eu am fost Alexandru Chiriac, vă urăm libertate, că e mai bună decât toate.